schimbăm puțin registrul, pentru că a început aglomerația la vămile din vestul țării. Românii plecați în străinătate vin acasă de sărbători și pentru că încă nu am fost primiți în spațiul de liberă circulație, ca în fiecare an, la graniță se formează tradiționalele cozi. Discutăm în cele ce urmează cu comisarul de poliție Alexandra Găvan, purtător de cuvânt al Inspectoratului General de Poliție de Frontieră. Bună dimineața! Bună dimineața! Așadar, ce arată ultimele date în privința a ceea ce se întâmplă la granițele României, având în vedere faptul că deja au început o parte dintre români să vină acasă pentru perioada sărbătorilor și poate sunt și români care pleacă din țară tot pentru perioada sărbătorilor? Într-adevăr, ca în fiecare an, apropierea sărbătorilor de iarnă readuce în țară mulți cetățeni români aflați în străinătate pentru a-și petrece aceste zile împreună cu familia, dar și români care pleacă pentru a-și petrece sărbătorile în afara granițelor țării. Astfel că dacă în ultimele 24 de ore au traversat frontiera aproximativ 200.000 de persoane la nivelul întregii țări, în zilele care urmează ne așteptăm ca aceste valori de trafic să crească considerabil. La nivelul punctelor de frontieră deja s-au dispus măsuri pentru fluidizarea traficului, care constau în suplimentarea numărului polițiștilor de frontieră, a echipamentelor de control pe care acestea le folosesc, dar și suplimentarea arterelor în limita punctelor de frontieră. Însă pentru a scurta timpul de așteptare la frontieră avem și o serie de recomandări pentru participanții la trafic. În primul rând să verifice valabilitatea documentului de călătorie cu care intenționează să treacă frontiera și să dețină documentele necesare pentru călătoria cu minorii. Conducătorii mijloacelor de transport, în cazul celor care vor folosi punctele rutiere, să se asigure că au documentele necesare pentru autovehicul. Este vorba despre permisul de conducere valabil și corespunzător categoriei din care face parte vehiculul condus, certificatul de înmatriculare și dovada inspecției tehnice periodice. De asemenea, pentru bunurile deținute, altele decât cele de uz personal, să se păstreze documentele de proveniență și să se respecte prevederile legislației vamale în România. Să se documenteze în prealabil la reprezentanțele diplomatice din România ale statelor în care se călătorește cu privire la condițiile particulare de intrare și de ședere, iar pentru cei care pleacă sau vin pe aeroporturi să aibă în vedere posibila creșterea traficului în perioada aceasta și le recomandăm să se prezinte la aeroport în intervalul de timp indicat de companiile de zbor, dar și de administrația aeroporturilor. Și în ultimul rând, bineînțeles, să verifice pagina Poliției de Frontieră și să verifice aplicația Trafic Online, unde își pot găsi un punct de frontieră mai puțin aglomerat. Bun, în acest context este posibil, conform datelor bazate pe ceea ce s-a întâmplat în anii anteriori, ca numărul cetățenilor care trec frontiera să fie cu cel puțin 50% mai mare. V-aș întreba care sunt timpii de așteptare în aceste ore, momente de vârf, zile de vârf și care sunt recomandările pentru cei care vin pe partea terestră, mai ales din vest. Ar putea să aleagă alte granițe mai puțin tranzitate și care ar fi acestea? Bineînțeles, cel mai important este să verifice aplicația noastră, așa cum am menționat, să vadă care este punctul de frontieră care corespunde traseului ales și care, bineînțeles, arată un timp de așteptare cât mai redus și să aleagă acel punct de frontieră astfel încât să scurteze timpul de așteptare, să aibă la ei documentele de călătorie valabile pentru ei și pentru autovehiculele cu care vor traversa frontiera. În acest moment nu înregistrăm timpii ridicați de așteptare, doar la câteva dintre punctele din vestul țării timpii de așteptare se situează undeva între 30-40 de minute maxim. Dar zilele care urmează, într-adevăr, vor fi niște zile de foc pentru polițiștii de frontieră, că ne așteptăm ca aceste valori de trafic și timpii de așteptare să crească considerabil. Bun, mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Așadar, recomandările, în primul rând, pentru cei care se întorc în țară, sunt să verifice site-ul Poliției de Frontieră pentru a vedea care sunt punctele de frontieră mai puțin aglomerate, astfel încât să aibă un timp mai scurt de așteptare. Iar dacă acum vorbim despre aproximativ 200.000 de persoane care trec zilnic granițele țării noastre, este posibil ca în perioada sărbătorilor numărul acest să crească la 300.000, ceea ce înseamnă că este nevoie ca cei mai mulți dintre ei să se înarmeze cu răbdare
Și vom vedea dacă intrăm în spațiul de liberă circulație, desigur, anul viitor s-ar putea să scăpăm de aceste tradiționale cozi de sărbători.